unul dintre cei mai importanți filozofi, gânditori din lume astăzi, spuneau, francezii care i-au luat interviu în 2010, că este cel mai mare, nu știu dacă este cel mai mare, dar în orice caz este un important filozof al lumii de astăzi pe care e păcat să nu-l citiți. Primul lucru pe care l-am observat atunci când am citit acest Chomsky, e foarte bine că ai amintit că Chomsky are în spate și o revoluționare academică foarte importantă, care a schimbat fața academismului în zona de umanitate în ultimii 50 de ani. Venind de acolo, poate este mult mai ușor să ai forța în militantism pe care o are Chomsky și în momentul de față. Adică acest om nu-ți spune doar că America e imperialism, punct. Jos America. Nu. Citește cărți, recitește cărțile care au fundamentat această America, recitește inclusiv în ghilimele dușmanii. Celebra mână invizibilă a lui Adam Smith are în această carte interpretări geniale, foarte bune, recontextualizări. Ne reamintește faptul că Adam Smith nu era doar, ce să-ți spun, omul care preamărea piața liberă, ci omul care în același timp vedea cu un ochi foarte critic ce se întâmpla în jurul lui, în Imperiul Britanic. Pasul 2 pe care aș vrea să-l fac în această scurtă prezentare ar fi însă altul. Despre realitatea românească foarte, foarte des întâlnită. Eu, ca simplu publicist în țara asta, m-am lupit foarte mult de ea. Și anume că e mult mai greu să fii anti-american în România, cred că, decât în America, uneori. Sunt, să spui că ești anti-american în România, înseamnă dintr-o dată că ești. Și aici voi număr acuzații făcute chiar de nume mari din publicistica românească. Înseamnă că ești antidemocrat, antisemit chiar, anti-orice. Ești, de fapt, în afara sistemului. Te propui din stat ca un outsider. Dacă spui că ești anti- și comunist, asta vine la pachet. Comunism, marxist, trotskist, toate astea.